Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În clipul de față vom construi un rezistor decade. Decada de rezistoare, traducere către limba română. Acesta, practic, putând seta, putând alege orice valoare între 0 ohm și în funcție de câte caractere avem, câte dorim să adăugăm. Inițial mă gândisem să pun de până în 10 megaohmi, dar m-am gândit de ce să nu pun până în 100 de megaohmi, să spunem. De ce avem nevoie să construim acest decadă de rezistoare? Sper să nu greșesc. Păi, poate v-ați gândit, aoleu, și o să trebuie să cumpăr o groază de valori. Nu o să fie nevoie să cumpărăm foarte multe valori. Eu chiar am desenat și schema. Este cea de față, am desenat-o eu în Easy, da? Și o să vedeți că avem nevoie de 9 rezistoare. Pe unități, 10, sute și mai departe. Asta înseamnă că ne trebuiesc 9 rezistoare de diferite valori. De 1 ohm, de 10 ohm, de 100, de 1 kilo ohm, de 10, de 100 de kilo ohm, de 1 mega ohm și 10 mega ohm. Eu am cumpărat deja dinainte. Sunt cele de față. De 1 ohm, de 10, de 100, de 1 kilo ohm și mai departe. Ați văzut deja cum se leagă, chiar în Izieda, acea schemă, am desenat exact unde trebuie montate pe acest tumbwell. Este un trepător rotativ, nu știu cum să explic eu. Deci este clar că o să trebuiască să montăm rezistoare. Deci primul rezistor între 0 și 1, apoi între 1 și 2, 2 și 3, 3 și 4, între 4 și 5 și așa până la 9, da? Între 8 și 9 va fi ultimul rezistor. CU, cursor respectiv, se va duce către switch-ul rotativ de la unitate de la 10 către switch la către 0, da? Din acea schemă v-ați dat seama. Păi, hai să ne apucăm de practică. Dăm la o parte cutia și le luăm pe rând. Luăm cu unitățile, rezistoarele de 1 ohm. Hai să măsurăm rezistoarele, să fiu sigur că acestea sunt. Deși sunt sigur că este în regulă. Da, e regulă, pentru că pe rezistența internă e de 0,1 aproximativ, deci e în regulă. A, e bine. Au fost măsurate toate. Cum le lipim? Prima dată montez rezistorul între 4 și 5 ca să scăpăm de el. Okay, lăsăm o distanță, cam așa. Ceva gen. Hai să și îl lipim. Primul rezistor. Lipit. Al doilea. Ca să avem loc cât de cât și să fie simetric așezate, dacă reușim, învârtim de asta așa. Am văzut unde trebuie îndoit. Aici. Bun, următorul, al trei, nu, e al patrulea. Al treilea e cel de aici. Cel între 1 și 2. Ok, să vedem cum vine acum. Următorul aici. Dacă atinge ăsta, de asta nu-i problemă. Mă interesează ăsta să nu atingă de aici, da? E ok, e ok. Mă rog, cât de cât trebuie să fie. Avem grijă să nu lipim C-ul, da? Cum cursorul. Și ultimul rezistor în sfârșit de pe scala unităților.
Am lipit cât de cât. Hai să facem o verificare de rutină. Deci aici e plecare 0. Punem la scurt ca să vedem asta. Da, e ok. Aici trebuie să fie 1. Da. 2. 3. 8. Și 9. Da, deci funcționează. Partea unităților am făcut-o. Urmează să mai șterg eu cu alcool izopropilic să fie totul în regulă. Și în sfârșit mai am ultimele perechi de rezistoare, cele de 10 megaohmi. Ideea e că nici nu am, nu știu cât de precis măsoară acest multimetru, dar e ok. 99,6 oricum. Le-am măsurat dinainte, deci toate au cam în jurul valorii respective. Bun, deci cum le-am lipit pe celelalte, ca să-mi fie mai ușor. Prima dată am așezat rezistorul ce se lipește între 4 și 5, între pinii 4 și 5. Ok, l-am cât de cât estetic. Am un capăt cu vârful mai fin, dar l-am stricat eu mai de mult și din cauza asta nevoie să lipesc cu acesta. Următorul rezistor aici îl îndoim. Verificăm încă o dată să știm că este în regulă. Iar acesta îl folosesc pe poze șablon. Și punem drept șablon pe acesta. Stați puțin că am greșit. Trebuia invers. Am rezolvat. Toate rezistoarele le-am așezat ca să fie ordinea în felul acesta. Știți, când mă uit așa, mă uit așa să fie toate în ordinea aceasta. Uitați, un exemplu. Da? Și de asta vreau să păstrez acea ordine. Luăm și celelalte rezistoare și îndoim după rezistorul acesta, cam pe aici. Trebuie să fie chiar perfect, dar cât de cât. Știu, e migălos, dar merită. Și ultimul rezistor în sfârșit. Asta îl îndoim diferit. O să vedeți de ce mai târziu. În loc să îndoim și al doilea pin în dreptul celălalt, îl îndoim tot la fel ca primul pin, da? Acum următorul îl punem între 9 și 8. Da? Desărim cursorul. Și ultimul rezistor, de asta v-am spus că nu îl îndoi la fel ca celelalte, pentru că aici trebuie să pun între pinul 5, 6 și 5, da? Pentru că deja între 4 și 5 am venit cu acest rezistor. După ce am făcut asta, îndoim spine exact cum vreau eu să nu atingă de zonele care nu vreau. În sfârșit, am lipit rezistoarele pe aceste switch-uri tip tambur. După ce am făcut asta, bineînțeles, acum urmează partea ușoară. Trebuie lipit unul de altul, trebuie continuitate între unități 10-100. Între, da? Bineînțeles că eu le-am notat ca să nu le încurc. Am lipit în sfârșit aceste rezistoare pe selectoare. Eu zic că arată bine. Ieșirea A, ieșirea B. Acestea o să ducă la acești conectori tip banan. Ce voi face în continuare? Voi decupa această cutie, un dreptunghi, exact cât se încapă aceste selectoare. Și bineînțeles, voi da cu bor mașina două găuri cât să pot să pun acești conectori tip banan.
Am decupat și am dat găurile respective, vă rog nu râdeți, nu sunt așa de frumoase. Hai să și introducem. Se lovește de ceva? Nu lovește de nimic. Cam decupat un pic mai mult pe aici, dar n-am ce să fac. Vine ceva gen. Hai să punem și conector tip banană. Hai să lipim și cablurile. Și în sfârșit l-am lipit. Eu zic că totul în regulă. O să mai vedeți o dată. Eu zic că e în regulă. Hai să punem și cele patru șuruburi. Și acum urmează partea frumoasă a clipului. Unde putem utiliza acest rezistor de cheie? Păi, spre exemplu, putem verifica în joacă, pentru că oricum este un aparat realizat, e de buget. Trebuie să ținem cont că acele rezistoare au o toleranță de 1%. Dacă aș lua unele cu o toleranță mai mică, m-ar fi costat mult mai mult. Așa că pentru buget 1% este minim ce puteam cumpăra. Ok, hai să testăm. Ata cu vorba. Am pus multimetrul pe ohmi, cred că v-ați dat seama. Deci avem cu toate la 0, toate selectoarele către 0, avem o rezistență de 0,6 cu aproximație, 0,6-0,7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, adus în bălării. 9, 10 ohmi, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 de ohmi, 100, 200, 300, e bine, 400, wow! Ok, 500, 600, 700. E, acum să vedem cât poate duce acest multimetru. Oricum nu vom măsura niciodată valorile astea. E doar un moft ca multimetrul tău să poată măsura asemenea valori, da? Măsurările de rutină nu o să ne trebuiască așa ceva. Deja avem limita. N-am fost atent. Deci 60. 61. Mă rog, oarecum 61. Că numai 61 mai. 62. 62. 62. Cam asta. Cam asta este limita. Ia să vedem ce scrie manual. Scuze, n-are nimic. Scrie că poate măsura până în 60 de megaohmi. Hai să verificăm acest multimetru mai vechi. Asta este cu scalare manuală. Hai să începem. Deci 10, 20, 30. Hai să verificăm. La lantul știm deja, dar la asta. 0. Să măsurăm 1 kiloohm. 1 kiloohm depășește, deci în scala de 2. Ce? La maxim scala de 230. Și acum să vedem cât poate măsura asta. 40, 50, 60, 70. Dar cum este clar că duce peste, dar doar în joc. Hai să punem toate către 9. Să punem invers. Toate la maxim. Următorul lucru unde putem folosi această jucărie este să tatonăm un rezistor de limitare a curentului pentru un LED micuț.
de putere mică, pentru că trebuie să ținem cont că rezistoarele instalate de noi, lipite de noi, sunt de 600 de miliwați putere. Aici avem deja un LED albastru de 5 mm diametru. Am pus eu 110 ohm, 100 pentru că să avem 5 volți aici și pentru a nu depăși acel curent al LED-ului de 20 de mA. Să avem grijă să nu scădem sub 100. Putem să tatonăm acel rezistor. Să spunem că vreau să aflu, să tatonez astfel încât să am o anumită luminozitate. Să nu mai stau să caut eu fiecare rezistor în parte, să-l scot din cutiile mele unde le-am ordonate. Este foarte dificil așa. Iar în cazul acestei cutii, doar pentru o simplă apăsare, pot alege aproape orice valoare. 230, 240. Despre exemplu, aici avem 890, da? Kiloohm, 1 kiloohm, 1,8 kiloohm, 2,8, 3,8, 4,8, luminează și la 4,8, 5,8, 6,8, 7,8, 7, 8, 9, până la 0 aici, 10 kiloohm, 20 kiloohm, 30 și încă luminează, 40 kiloohm, da, foarte încet aici, 50, 60, foarte încet luminează, 60, 70, și acum următorul mod, mă rog, între ghilimele, putem testa, că acum doar fac în joacă, doar că să ne distrăm un pic, da? Pentru că nu putem calibra așa ceva cu acest aparat, pentru că am o rezistență internă de 0,6 ohm și am măsurat orice am face, am măsurat eronat. Pornim. Spunem la 0. Am calibrat SR-metru. Doar în joacă. O să calibrăm, să punem la 0 acea rezistență de 0,6. Să calibrăm ca și cum ar fi fost 0. Ok, l-am calibrat. Și acum să verificăm. 1, ca aproximație, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, înapoi la 0, 10, 20, 30, mai 30. Deci, cred că v-ați dat seama, da? Cam aici se termină acest clip privind construcția unei jucării ce are la bază legarea rezistorilor în serie prin intermediul acestui selector. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați, vă rog, de buton like, să vă și abonați dacă nu ați făcut-o deja și ne revedem pe data viitoare. Toate cele bune! La revedere!